Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Salut și bine v-am găsit pe canalul meu de YouTube, CBA România. Azi avem un telefon interesant. Vom face un scurt review despre Samsung Galaxy Flip 4. Știu că a apărut de ceva timp, dar de-abia acum am reușit să pun și o mână pe el. Este un telefon interesant și o să vedeți de ce. Avem cutia telefonului, avem manual, cheiță, SIM și un cablu de încărcare. Cam asta e tot ce avem în pachet. După cum ați observat și știți, telefoanele nu prea mai vin cu alimentator, trebuie să vă cumpără separat sau poate v-a rămas alimentator de 25W de la alte telefoane. Flip 4 ăsta mi se pare foarte interesant ca telefon. Are un design plăcut. Se simte bine în mână, la atingere. Aici am varianta blue, care de fapt este, zici că e un alb așa, dar nu știu cum se vede pe cameră, dar Samsung spune că este blue. La noi în țară îl găsim în 4 variante de culori: purple, graphite, gold și blue. Și mai avem bespoke edition în alte țări disponibile la comandă. După cum știți, Z Flip 4 asta este lucru special la el. Îl poți îndoi așa și îi reduci considerabil dimensiunile. În buzunar se simte super ok, fiind așa pliat, și automat nu-ți mai ocupă mult spațiu. Are o bala mai interesantă. Nu știu cât de mult și cât de bine se vede pe cameră. O bala mai interesantă, rău de tot chiar. Samsung se laudă că această balama ar rezista undeva la 100 de plieri din acestea zilnice timp de 5 ani. Mulți dintre voi vor spune că, Doamne, că nu o să reziste în timp, că o fi copății. Păi, a fost și telefonul ăsta testat în anumite condiții și bănuiesc că nu scoteai pe piață ceva atât de puțin fiabil. Ca și minusuri ar avea dunga aceasta pe ecran, unde se îndoaie el, dar nu o consider a fi foarte urât, nu consider a fi un lucru foarte aiurea, știi? Știți că nu. Pe mine unul chiar nu m-ar deranja dunga asta, dacă aș deține acest telefon. Îmi place mult de tot ca design, îmi place și culoarea. Avem un ecran de 6,7 inci diagonală. Ca și dimensiune avem o înălțime de 165 de mm. O lățime de 71,9, aproape 72 de milimetri.
pliat avem un aproape 85 de milimetri. Deci avem aproape un 85 de milimetri. Deci mai puțin loc, ne ocupăm mai puțin loc în buzunar. Ca și greutate, undeva la 187 de grame. Este un telefon interesant. Din punctul meu de vedere, merită toți banii. Se găsește undeva la prețul de 4400, dacă nu mă înșel, de lei. Avem un display dinamic AMOLED 2X, display-ul principal, pentru că mai avem un display pe spate. Aici, în dreapta camerelor. Un display dinamic AMOLED 2X cu o rezoluție de 2640x1080. Beneficiem de un HDR10 certificat până la 120 Hz rata de refresh. Iar pe display-ul de pe spate este un display Super AMOLED de 1,9 inch, cu o rezoluție de 512x260. Avem o cameră frontală, bineînțeles, notch-ul acesta la jumătatea ecranului, subtil, așa, discret, zic eu, de 10 megapixeli camera. Pe spate avem două camere, ziceam mai devreme, ambele sunt de 12 megapixeli, una este de ultra-wide, iar cealaltă wide-angle. Funcții de stabilizare și așa mai departe. E foarte deștept telefonul. Avem mod portret, avem mai multe funcții utile pentru acest telefon. Ca și rezoluție avem filmăm în 4K Ultra HD la 30 și la 60 de FPS-uri cu o rezoluție de 3840 pe 2160. Dacă vrem să filmăm la 1080p Full HD la 30 și la 60 de FPS-uri, avem din nou o rezoluție de 1920x1080, iar la calitate mai slabă, la 720p în HD mode, putem filma la cu 30 de FPS-uri la o rezoluție de 1280x720. Este un telefon interesant, îmi place mult de tot, v-am spus. De-abia acum am reușit să pun un apel. Avem o baterie de 3700 mAh. Vă citesc acum din specificații, pentru că nu le știu pe de rost, vă dați seama. Suportă, are fast charging. Wireless charging 2.0 și reverse wireless charging. Adică poți să-ți încarci și alte device-uri. Pui ceasul pe telefon, ar trebui să se încarce. Pui, nu știu, alt telefon peste el, se ar trebui să încarce cu un adaptor de 25W sau mai cumpărat separat sau... Avem conectivitate 5G, suportă Wi-Fi cam 802.11 de la A până la AX, adică 6, Wi-Fi 6. Bluetooth conexiune avem 5, versiunea 5.2 pe el.
Avem un procesor octa-core, 4 nanometri, 64 de biți. Avem varianta de 8 GB memorie și 128 internal storage. Deci era 8 GB RAM și 128 de GB internal storage. Mai avem și variante mai piperate, mai găsim în magazine cu 256 de giga spațiu de stocare și 512 spațiu de stocare. Aceasta este varianta mai ieftină, cu doar 128 de giga, dar și pe actualul telefon am un S10 Plus, tot 128 de giga am și n-am avut nicio problemă. Nu avem microSD, din păcate, pe acest telefon. Ca și sistem de operare, avem un Android 12. Căști, boxe pe el, speakere, cum ar veni pe telefon. Avem o tehnologie Dolby Atmos. Cei de la Samsung se laudă de ultra high quality audio playback. Suportă MP3, MP4A, 3GA, AAC, foarte multe formate din acestea. Și format video la fel. Suportă MP4, MP4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV. Este rezistent la apă. Avem o certificare IPX8 ce se bazează pe o adâncime de 1,5 metri, aproximativ la 30 de minute în apă curată. Dacă intri cu el în piscină sau în apă salată la mare, s-ar putea să ai probleme. Senzorul de amprentă îl avem pe lateral. Aici, undeva. Avem un ecran luminos. Ca și minusul, acest telefon nu ar fi rezistent la praf. Dar oricare dintre voi bănuiesc că vă protejați telefoanele. Acesta va fi următorul meu telefon, dar încă nu m-am decis. Poate mai apar alte modele, poate
mă orientez către alt model. Pe total este un telefon deștept, frumos și cred eu, sau sper, și fiabil. Ok, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să vă abonați, să dați un like și până data viitoare, salut!